Nu contează că e strada principală, niciunde n-ar trebui să fie așa ceva, clar. Dar așa suntem majoritatea, asta e majoritatea oamenilor. N-are nicio legătură cu înainte de 89 sau după sau asta. Întotdeauna au fost, sunt și vor fi. Răutatea coexistă, n-ai ce-i face. După expirarea stării de urgență din România, în Dumbrăvița s-au înmulțit cu repeziciune rampele clandestine de gunoi. Poliția locală Dumbrăvița a fost nevoită să aplice amenzi usturătoare celor care au fost prinși că au depozitat diverse deșeuri pe raza localității. În majoritatea cazurilor, acestea au fost abandonate pe terenuri private, dar unii nu se sfie să lase saci cu sticle goale chiar pe strada principală, lângă magazinul Lidl. În perioada 25 mai-24 iunie, poliția locală Dumbrăvița a efectuat acțiuni de natură specifică, a depista și identifica persoanele care au depozitat deșeuri ilegal pe domeniul public. În fapt, au fost luate sancțiuni de natură contravențională în valoare de 1000 de lei pentru fiecare contravenient în parte. De asemenea, dorim să încunoștințăm atât cetățenii comunei Dumbrăvița, cât și cetățenii care tranzitează unitatea noastră administrativ-teritorială, cu privire la faptul că poliția locală Dumbrăvița va efectua în continuare, în perioada următoare, acțiuni de identificare și depistarea persoanelor care depozitează deșeuri pe domeniul public, până în momentul în care rampele clandestine de gunoi vor fi eradicate în mod complet. Mai dorim să vă aducem la cunoștință pe această cale faptul că puteți să ne sesizați pe site-ul polițialocală-dumbravita.ro cu privire la orice faptă de natură contravențională care intră în atribuțiile poliției locale conform legii 155 din 2010 de organizare și funcționare a poliției locale, astfel încât puteți să evitați aglomerările care se ivesc la compartimentele de registratură din cadrul primăriei comunei Dumbrăvița.